pentru posibilitatea pe care mi-a dat-o să lucrez în slujba dumneavoastră. Am fost onorat de cei 24 de ani. De asemenea, doresc să mulțumesc tuturor salariaților primăriei, serviciilor publice, societăților comerciale, dar și Poliției Orașului Mioveni, Agenției Fiscale Mioveni, AGOFM-ului, substanției de pompieri și tuturor instituțiilor din orașul Mioveni, dacă le-am uitat, și de asemenea instituțiilor la nivelul județului Argeș, la toate deconcentrate. De asemenea, tuturor primarilor din județul Argeș și Asociației Orașelor din România. Am avut, în general, colaborare cu toată lumea. Indiferent că am avut o culoare politică, indiferent că restul instituțiilor au fost diferite culori politice, cred că am depășit orice barieră și în interesul orașului Mioveni am rezolvat și împreună am creat prisma cea mai bună pentru orașul nostru. De asemenea, doresc să mulțumesc conducerii platformelor industriale Dacia, ICN, FCN, Andrad, Delta, Sogefi, Piru și celorlalte agenții din orașul Mioveni, din rețeaua noastră. Tuturor colaboratorilor noștri din orașul Mioveni, din județ și din țară. Urez succes noului primar ales, domnului Aurel Costache, tuturor consilierilor din nou mandat 2024-2028, angajaților Consiliului Local și tuturor colegilor noștri de la toate structurile din orașul Mioveni. Locuitorilor orașului Mioveni și argeșenilor, celor care mă cunosc, le vreau să fie sănătoși și cu Dumnezeu înainte. În semn de prețuire pentru dumneavoastră cei din sală și pentru argeșeni, pentru locuitori, mă înclin în fața dumneavoastră pentru cei 24.